Am regăsit la o nouă ediție Cube Arena, o ediție care trebuie să spun că uh, mă bucură, mă bucură tare mult, din mai multe perspective. În primul rând că l am alături de mine pe cel mai longeviv primar al Timișoarei, uh, un, uh, un primar care uh, s-a străduit mulți ani, și care are multe de spus despre orașul pe care, căruia ea aparține și i-a dedicat foarte mulți ani, și din perspectivă profesională, dar și ca primar. Domnul Gheorghe Ciuhandu este în studioul Cube și la Cube Arena. Îi mulțumesc pentru acceptarea invitației. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucură tare mult. Revederea. Ne vedem, după. Da, și eu mă bucur că nu ne-am mai văzut cel puțin de 10 ani. Da, așa este. Mm. Și. Uh, Aș vrea să vorbim un pic despre um, faptul că ați stat 16 ani în slujba Timișoarei. Cred că cunoașteți destul de multe lucruri. Nu s-au schimbat un oraș, nu se poate schimba o metropolă. Din Timișoara nu se schimbă în, ze în uh, câțiva ani. Uh, în perioada 1996-2012, dumneavoastră ați, uh, cunoscut și ați, ați cunoscut și v-a preocupat foarte mult uh, Timișoara. Poate perioada o numim romantică 96, atunci da, pentru... putem să o numim romantică, pentru că erau foarte multe speranțe în populație atunci. A fost un an în care, pentru prima dată, să zic, opoziția democratică ajungea la putere în România după zeci de ani de comunism și lumea aș lega multe speranțe de noua democrație care fusese aleasă și la legile locale în Timișoara și la legile naționale la pe țară și de aceea cred că putem spune romantică pentru că era și o perioadă în care multe lucruri încă nu erau așezate, nu erau sedimentate și Se construiau. trebuia de multe ori să improvizezi să exact cum spuneți dumneavoastră, să construiești, să anticipezi anumite, să-ți asumi niște răspunderi. Să propui anumite să lucruri. Să propui și așteptările lumii erau mari. Deci eu, practic, pot să spun că a fost o perioadă de construcție, ceea ce mulți acum nu înțeleg și acuză că nu s-a făcut sau nu n au fost competenți oamenii. Eu zic că oamenii au fost competenți. Nu s-a putut face mai mult din două rațiuni. Odată lipsa de bani și era acea criză economică cauzată de trecerea de la economia de stat planificată la zicem, un început de capitalism, deci lipsa da, de fonduri. Era exact perioada când se făceau și, privatizările. Și era, era lipsa de credibilitate a regimului care condusese România de la revoluție până în 96 și care practic te făcea, te punea uneori în imposibilitatea de a avea relații normale cu țările occidentale. Eu personal și partidul pe care îl reprezentam atunci aspiram să ne apropiem de lumea occidentală, de Uniunea Europeană, de NATO, pentru că se dovedește acum, după atâția ani, în conjunctura tristă din Ucraina, Că asta, a fost, că asta este singura noastră pavăză, și economică, și militară. Nu numai în conjunctura uh, războiului din Ucraina, dar s-a dovedit o. Uh, foarte mare ajutor, și în cazul pandemiei, când, da. Atunci când ne-am unit forțele, am putut să beneficiem da, de o da. serie de, de finanțări și să, să da. împiedicăm da. sincopele. Da, deci atunci vă spun, pe fondul acestei stări de nesiguranță și de început, într-adevăr, putem să, să vorbim de un anumit romantism, care după aceea s-a trebuit convertit în niște realizări. Și atunci cred eu că s-au pus bazele, mai ales în anii următori prin venirea multor investitori aici, prin accesarea unor fonduri de finanțare din Occident, care veneau pe filiera fondurilor de preaderare la Uniunea Europeană sau prin credite bancare pe care le luam de la Banca Europeană de Investiții sau de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, în condiții foarte grele, pentru că ratingul României era catastrofal, dar față de Timișoara a existat o disponibilitate poate creată și prin dorința noastră vădită și prin ceea ce se știa că se întâmplase la Timișoara în 89 și am găsit multă înțelegere, mai ales în Germania, în Austria, în Italia, parteneri tradiționale Timișoarei și care sunt chiar, cum să zic, atașați de istoria Timișoarei Timișoare. din secolele precedente. Și asta a fost începutul, după aceea s-au continuat încă... Nu întâmplător. Patru mandate, deci. Nu întâmplător. Po Povestim despre asta și vorbim despre uh, acea perioadă în care putem să spunem că a fost uh, un moment, hai să spunem zero, 96, pentru că din perioada 90 S-au întâmplat niște frământări, au fost niște așezări, s-au primit da. și poporul român după perioada de după Revoluție. Da. Ieșiți din, un pic din întunericul și din colivia comunistă, nu prea știam da. noi cu ce se. Așa da. cu, ce, cu ce mâncăm da. toate. Aș fi aș asemănător undeva în 96 cu o perioadă. De modernizare și de început, dar în momentul în care nu știam cu ce se. nici administrația nu știa, am ajuns la momentul 2022, 2021, ca să fim mai. în care ne, ne confruntăm cu aceleași probleme. Oamenii ca și cum nu ar ști și ar trebui anulat totul. Se întâmplă niște lucruri. Aș vrea să vorbim. Despre perioada de început, dar înainte de asta, nu avem cum să facem abstracție, de o așezare a vieții politice, care uh, ar da un pic și o așezare în ceea ce privește o linie uh, coerentă uh, în ani. Uh, a, perioada aceea de 96 era o speranță pentru zona politicului, care da. venea altceva, venea o, o, o speranță pentru zona de construcție a orașelor, al țării. Da. Acum, parcă ne-am învârtit în cerc și am ajuns la acel moment în care, iarăși, parcă trebuie să construim și cu tot mai mare încredere în zona politicului. Ați fost președintele Partidului Național Țărănesc, ați da. fost mai mult uh, implicat și la nivel național, uh, ați, ați construit și zona aceasta. Ați investit foarte mult Do și uh, acolo. Da, doamnă, ce pot să vă spun? N-aș vrea acum să par. Uh să zic așa, excesiv de orgolios, sau să mă rog, niște merite deosebite. Dar să știți că și oamenii erau altcumva atunci. Pentru că faceți comparația asta între ce era atunci și ce acum. În primul rând, exista o disponibilitate la populație, dorința de schimbare, de a trăi mai bine, de a trăi în libertate, pe care anumite forțe politice, între care zic eu că era și PNZCD-ul la momentul respectiv, o prezentau și o susțineau această dorință de schimbare. Asta era, pe de o parte, și, cum am spus, era disponibilitatea populației de așa -și și, și și asuma... de a acredita o clasă politică. Și nu vă supărați, oamenii politici erau de alt calibru. Nu am peneț dacă i-aș enumera pe domnul Coposu, pe domnul Diaconescu, pe domnul Rațiu, care erau niște oameni în vârstă, într-adevăr, dar care aveau o experiență de viață, care văzuseră multe, care aveau încă legătură cu filonul democratic, atât cât a existat el până la venirea comuniștilor și care aveau o viziune. Pentru că ceea ce doream noi atunci și alții, nu numai PNȚ-ul, apropierea de Occident era cumva pe filonul democrației dinainte de război, în care noi eram atașați puternic de valorile occidentale și de țările occidentale. Și s-a dovedit că acest lucru și în ziua de atunci și chiar și în ziua de azi este real. Deci noi dacă n-am fi acum în Uniunea Europeană și NATO pe care noi ideile am susținut de la bun început aceste apartanențe când alții vorbeau de a treia cale și așa mai departe, N-am fi niciunde. Între timp însă, după părerea mea și acum cu tot regretul trebuie să spun, calitatea vieții politice a decăzut. Au ajuns în politică tot felul de indivizi, cum să zic, axați pe propășire personală, pe interese de grup, clanuri de-a dreptul, nu vreau să le zic acum interlope ca și exagera, și oamenii ăștia care atunci reprezentau valori, de exemplu Radu Sergiu Cunescu, erau personalități respectate. Oamenii ăștia au dispărut, din păcate. Noi ăștia care au venit? Noi care au venit după ei, nu ne-am putut ridica la nivelul lor, poate și din motive obiective, pentru că eu pot să vă spun că eu ca primar eram tot timpul considerat omul opoziției. Deci eu n-am avut acces la, la certificate Ornis, care orice primar într-o zonă de graniță, într-un municipiu ca Timișoara, care era în apropierea Serbiei cu războiul, care era în zonă de tranzit, de carne vie, de nu știu ce ar fi, trebuit să dispună de niște informații. Am fost permanență scurt circuitat. Nu spun ca o scuză. Și atunci această atitudine de suspiciune, care eu am constatat-o pe piele proprie, s-a generalizat. Cine nu-i cu noi împotriva noastră. Dacă... Și chiar, scuzați-mă, mai vreau să chiar când făceam alianțe politice și am făcut că nu puteam conduce un oraș, nu totdeauna am avut reciprocitate la receptivitatea mea de a colabora. Adică, pe față, da, da, când mă duceam în ședință de consiliu, aveam surpriza să constat că ceea ce discutați înainte nu se valida prin vot. Deci, cred că lumea până la urmă s-a scârbit de această. De aceste proceduri și de războire, oculte și Și, și gândiți-vă și la limbajul politic. Atunci exista un anumit respect. Chiar și Iliescu, când se întâlnea cu coposul sau cu alții, aveau un anumit limbaj, domnule, un anumit limbaj civilizat. Azi, când te uiți la televizor și vezi ce se întâmplă în Parlament și modul în care vorbești, și modul în care și să jignesc, păi. Ce poate omul de rând, care și-așa are greutățile lui de zi cu zi, să creadă despre astfel de niște indivizi care, dincolo de faptul că ar trebui să stea 4 sau 5 zile pe săptămână în Parlament, stau 2-3 ore și iau niște sinecuri enorme, și mai găsesc consilii de administrație pentru neamuri și așa mai departe. Și atunci, normal că această credibilitate, care ar fi normală să o ai într-un sistem democratic, nu mai ai. Aș vrea să vorbim un pic și pentru că suntem la, la momentul acesta, deci ce înseamnă profesionalizare și ce înseamnă oameni care ar avea ce să spună într-un anumit domnule. Cum era componența Consiliului Local? Chiar fie el și de la mai multe partide, chiar și dacă... Cum lucrați ca atmosferă? Ce oameni intrau în Consiliul Local și care erau criteriile de selecție pe liste? Doamnă, criteriile le făceau partidele, deci partidele cel puțin atunci, aveau interesul să-și trimită oameni cât mai reprezentativi, fie uh, prin conduita lor personală și prin uh, profesionalismul lor, fie oameni care aveau într-adevăr o aderență în populație, erau carismatici și atunci se făceau liste. Deci, accesul în Consiliul Local se făcea pe liste de partid, listele astea mergeau în alegeri. Alegeri unii nominale erau doar la nivel de, președinți, de primari și la nivelul șefului statului. Deci eu am fost nominalizat de Convenția Democratică, a fost o competiție internă în care, mă rog, eu am ieșit învingător, am candidat și am câștigat alegerile. În celelalte mandate, această convenție s-a perpetuat, dar mult diluată. De, după 2000, când PNCCD-ul a dispărut, ca zic așa, de pe scena parlamentară, Uh, n am mai reușit totdeauna să formalizăm niște alianțe politice credibile. Proplizis. Aici, în plan local, aveau interese diverse partide să se alieze cu noi, că eram puternici. În schimb, în plan central, eram, deși eram aliat cu, ocazional cu pd chiar și cu PSD-ul am fost și cu pnl nu mai vorbesc, erai considerat de opoziție. Deci atunci mi-am dat seama că intervine această duplicitate în atitudine, adică pe de o parte spui una și pe de altă parte trocul politic și jocul politic era complet diferit. Când dispare. Uh, când, sau, când ar trebui să dispară jocul politic și interesele politice în administrația locală vis-a-vis -vis de Consiliul Local și de negocieri? Pe, în primul rând, ar trebui să existe așa. Tu, în primul rând, când îți depui candidatura, o depui ca Timișorean. De abia după aceea vine calitatea de membru de partid că reprezinți o facțiune din, să zic, comunitatea timișoreană. Dar în primul rând ești timișorean. Dacă ești în primul rând timișorean, trebuie să te gândești la bunul mers al acestui oraș. Iar pentru a te gândi la bunul mers al acestui oraș, evident că trebuie să intri în relații de colaborare cu oameni cu care vin din alte direcții, dar care ar trebui să aibă același interes. Ce Și atunci, dacă s-ar acționa pe aceste principii strict de uh, oportunitate, de colaborare, de interes pentru comunitate, lucrurile astea nu s-ar întâmpla. Știți de ce? Vreau să vă întreb: în momentul în care uh, ajungi la înțelegeri sau la negocieri cu celelalte formațiuni politice, uh, aici trebuie să putem să diferențiem interesele de grup și ce le oferi acelor oameni care trebuie să fie în interesul comunității, dar probabil și în interesul acelui deci, lucru. Cum eu... ne separăm încât să nu apară suspiciunile acelea de... Deci eu, de regulă, în postura care am avut-o ca șef al PNCCD-ului pe Timiș și pe Timișoara, la început, totdeauna m-am străduit să am oameni cu anumite competențe, din două motive. Oamenii ăștia competenți mă puteau ajuta nu numai pe mine, dar în Consiliul Local, puteau ajuta comunitatea locală promovând hotărâri și votând hotărâri de interes public. Și, pe de altă parte, erau cea mai bună garanție că poziția partidului se poate menține în colectivitate, pentru că dacă ei furnizau sau reușeau să promoveze hotărâri de interes obștesc și lumea le aprecia, era normal că puteau fi realeși și așa mai departe. Deci profesionalism trebuia să fie, după părerea mea, și eu așa m-am străduit să fac, și ar trebui să fie și azi, criteriul numărul unu. Dacă nu ai o pregătire profesională ca lumea, dacă nu ai parcurs, o educație, o școlarizare normală. Nu mi se pare normal, de exemplu, văd acum parlamentari care își fac liceu pe la 35 de ani și după aceea iau niște masterate la kilogram pe doctorate. la diverse academii și doctorate. Așa? Eu știu la doctoratul meu, eu am lucrat 8 ani de zile la acel doctorat și am dat și examene preliminare și concurs de admitere. Bun, asta era prin anii 75-85 în perioada aia dar nu înțeleg de ce să decadă acum în democrație calitatea asta, de exemplu, la doctorate. Pentru că apar plagiatele pentru și că... apar, apar după aceea această discreditare a acestor instituții, publice, doctorat... politice, de toată natura. Pentru că doctoratele și facultățile au devenit criterii definitorii în a ocupa funcții și a, a fi remunerat și crește foarte mult nivelul de salarizare sau veniturile noi. Nu știu, era 15% sporul la doctorat pe pe vremea aia și a fost o perioadă când nici nu l-am luat. Așa că nu -am... eu, de exemplu, m-am scris la doctorat că se au ăștia 15%. Și din dorința de a mă realiza profesional. De aia să repet, primul lucru ar trebui să intre în politică oameni care au ceva în spate, un background, cum zic englezii, profesional, domnule, care să ateste că, de exemplu, în domeniul economic, în domeniul politic chiar, pentru că pot să faci facultate de științe politice, o la în 91, 92 am urmat, am fost la Academia Creștin Democrată de la Budapesta și m-am familiarizat cu toate principiile administrației publice occidentale. Asta, asta, trebuie să faci, să te documentezi, să cauți să, pe ceea ce ai deja, să clădești, ca să fii de folos ulterior. Acum nu se mai întâmplă așa și atunci normal că lumea nu, nu te mai crede, te desconsideră și nici nu se mai duce la vot. Iar acest sentiment vot. de neîncredere persistă. Vreau să vă întreb altceva. Pentru că uh, foarte multe suspiciuni dintr-o lipsă de comunicare eficientă sau dintr-o... Uh, Absență a unor explicații care există în spațiu public De-a lungul uh, timpului, în, uh, din preajma uh, zonei de administrații locale a județene da. Au venit totdeauna uh, acele probleme sau acele uh, teorii Cum că primarilor, președinților de consilii județene Li se impun anumite anumiți oameni Că vine, ați fost vreodată forțat să acceptați? Doamna mea. S-au a făcut nu, parte din negocieri? Mie nu sau... mi s-au impus oameni. Deci, tot ce am negociat, e adevărat că am negociat, de exemplu, poziții politice, dar nu mi s-a impus nimic. În 2008 s-a introdus funcția de administrator public sau City Manager. Și când am negociat, între altele, a venit și această funcție în discuție. Eu văzusem în America ce înseamnă un City Manager. Și le-am spus din start, zic, domnule, nu voi accepta un city manager pus pe criterii politice. Toate forțele politice care colaborau să vină cu propuneri, Ce dar de oameni competenți. Ce să Au trecut patru ani de zile, n-a venit nimeni. Și atunci n-am avut city manager până în 2012 când am înțeles că succesorul meu și-a promovat un om Ce politic. ar trebui să aibă un city manager pentru a ocupa? În care primul rând calității... să aibă noțiuni de administrație, să aibă noțiuni de economie să aibă, să aibă o, cum să spun, o cunoaștere a particularităților istorice, economice, culturale, cum suntem noi, multiculturalitate a orașului pe care îl gospodărește. Să aibă o pregătire economică foarte importantă, să aibă noțiuni juridice ca să nu se ambaleze la niște chestii care pot să devină ilegale. Deci, în alte țări, treaba asta se învață în școli de administrație. De exemplu, în Franța, Ena celebra Școală Națională de Administrație. Care formează administratorii statului francez Care e unul din cele mai bine administrate state în Europa și în lume Și asta ar însemna că city managerul trebuie să aibă o experiență Chiar și în administrații de stagiatură da, Ce mă, știe? Poate nu să aibă poți... și în alte domenii Dar să aibă ceva palpabil Adică să știe, să fie familiarizat cu problemele astea Eu nu dau nimănui lecții Eu, despre... nu, eu, vă întreb... eu am fost poate prea pretențios Și la momentul 2008 n-am găsit un om corespunzător și am preferat să nu mă leg. De-aia v-am spus că n-am ce da la presiuni politice, pune el pe ăla, pune-l... N-am vrut și nu pentru mine, dar pentru binele orașului nu era corect să pun unul care nu știe. Acum detașat de toate aceste da. probleme, trecut prin atâtea și atâtea, chiar post factum, deci după ce ați da. părăsit scena administrației și politică da. și v-ați găsit oarecum liniște, dar totuși Parcă trecutul mai vine din când în când da. și mai frământă, mai frământă lucrurile ca așa e la noi și probabil, da. și în alte părți. Dacă ar fi să, să spunem, în jurul primăriilor, în jurul primarilor, în jurul aparatelor administrative, totdeauna migrează și niște cercuri da. de influență apropo de negocieri. Da. Cât de greu este de suportat un astfel de proces să faci față unor astfel de procese? Și da, dacă, dacă ele sunt reale sau sunt pur și Eu vă spun, eu vă spun direct pe românește, dacă nu te are nimeni la mână cu ceva, că la calitatea vieții și a lumii politice românești, oricând te poți aștepta sub masca bunăvoinței că te urmărește unul și te șantajează. Și atunci, dacă nu te are nimeni la mână asta, ca să vă spun direct, nu are ce să-ți facă. Că poate să-ți facă ulterior rău, cum mi se întâmplă mie sau altora. Asta este adevărat, să plătesc polițe, dar, dar dacă ești, cum să zic, corect, nu poți să fii șantajat cu nimic. Bine, acum, repet, eu nu vreau să idealizez lucrurile, nu vreau să zic că peste tot se întâmplă chestiile astea, nu, vre, nu putem generaliza. Ideea de bază ar fi să prevenim astfel de situații, și să nu ne lăsăm, cum să zic, să devenim robul unor astfel de negocieri sau unor astfel de pertractări care să ne introducă în administrație oameni care n-au, de fapt, altfel decât să se chivernisească singuri. Și destabilizează o comunitate foarte mult, plus că creează sentimentul o... de neîncredere. Exact. Și începe să se Asta, asta, asta e de fenomenul cel mai, cel mai trist, uitați-vă. La ultimele alegeri locale, la nivel naționale, cred că au fost vreo 30% în 2019 sau 2020 când au fost. 30%, vă dați seama, o treime din populație. În plan local, cred că la alegerile locale cam tot așa e procentajul. În 1996, când am fost ales prima dată, au fost, nu știu, vreo. Peste 50%. Erau foarte bine, era și interesul mai mare, și credibilitatea oamenilor era mai mare. Deci, noi, bine, direcția asta în care mergem, dacă vom merge tot așa, această democrație va deveni așa un fel de bătaie de joc. Înainte de a -o lua o, o pauză pentru prima parte și după aceea o să vorbim despre problemele care ne da. frământă și despre care vreau să și, să și vorbim, mai ales că se vor regăsi, într da, se regăsesc da, într-un da. volum al dumneavoastră și o să îl prezentăm uh, imediat. Uh, aș vrea să vorbim de... Uh, pentru că încă suntem în perimetru uh, oamenilor care ar trebui să aibă interesul comunității, să nu-l părăsească niciodată, chiar dacă și-au dorit aceste da. funcții. Uh, Timișoara și România, în general, uh, sau în Timișoara și în România, în absolut toate colțurile României, lipsește acea strategie care să fie preluată. Dacă noi auzim o melodie uh, din 4-4 ani sau pe parcursul celor 4 ani de mandat, fie că e la uh, Consiliul Local, fie că e la primărie, la Consiliul Județean, uh, greu am oștenire. Dar nimeni nu a legat un, o strategie generală care să fie continui, continuată coerent în folosul comunității. Ba uitați, eu aici o să vă contrazic puțin. Și o să vă aduc în aminte că în anul 2000, cred, sau nu, în 1999, deci în primul mandat, m-am gândit, domnule, aveam deja, eram familiarizat cu problemele orașului, cu chestiile cele mai urgente, stringente pentru oraș, și atunci am hotărât să fac un fel de strategia orașului pentru următoarea perioadă, nu neapărat în ideea că eu voi mai fi primar. Nu știam dacă mă mai alege lumea sau nu. Și atunci, împreună cu vreo 180 de oameni pe care, care reprezentau, să zicem, cele mai mari competențe la nivelul orașului momentul de în momentul respectiv, din învățământul superior, din lumea afacerilor, atât cât se crease, din lumea politică, din lumea culturală, am găsit o persoană foarte competentă care și-a asumat răspunderea de a coordona această echipă, care a lucrat benevol și onorific. Mă refer aici la doamna arhitectă Junie, cu care s-a realizat... Aurora, așa, cu care s-a realizat prima strategie de dezvoltare a Timișoare, îmi pare rău că nu v-am adus-o, în perioada, pe perioada 2007. În 2007, după ce am intrat noi în Uniunea Europeană, am făcut... Planul integrat de dezvoltare urbană, care de fapt este continuarea acelei strategii, care l-a moștenit domnul Robu și zic eu, din fericire, o parte din prevedere de acolo s-au dus mai departe. Ce se întâmplă în continuare, nu știu. Dar eu pot să vă asigur și îmi pare rău că acum nu am aici aceste documente. În fond, nu are mare importanță. Ele putem au existat să, și să... noi ne-am ghidat după ele. Și în 2008 ne am făcut o analiză la 8 ani, deci după scurgerea celor 7 ani, deci din cele ce ne asumasem atunci, cam 80% se realizase. În primul rând, bugetul local crescuse de nu știu câte ori, șomajul se redusese de la 14%, cât era 96% la 4%, după ce în 2008 a ajuns la 1%. Veniturile, cum am spus, populației crescuseră, fenomenul de migrație cât de cât s au oprise. E adevărat că între timp intrasem în 2007 în Uniunea Europeană. Deci, o sume... investitorii străini am adus, mă rog, în decursul celor patru mandate, peste un miliard de euro, nu eu personal, dar am reușit să atragem investitorii în acest oraș care au făcut ceea ce este baza de dezvoltare economică a acestui oraș. Deci, lucrurile pe baza acestei strategii s au materializat în cea mai mare parte și lucrul ăsta a fost după aceea copiaș de alte orașe. Deci există strategii de dezvoltare în alte orașe și presupun că trebuie să existe și în Timișoara. La un moment dat știu că începem o strategie noi. culturală, o strategie culturală începusem prin 2009 care presupun că o fi fost continuată și acum câtă vreme am ajuns capitală europeană a culturii, nu? Și atunci, deci noi am avut un concept. Problema este că acest concept să fie dus mai departe. Și eu în cartea aia acolo chiar dau niște... O să nu că dau de niște asta. directive, dau niște recomandări sau avansez niște idei pentru ceea ce ar trebui să vină din 2020 O să 2020. vorbim pic, să insistăm chiar asupra anumitor probleme da. și problematici cu care se confruntă Timișoara, dar aș vrea să încheiem prima parte cu uh, în care să spun cât pot de mult din experiența dumneavoastră ca primar, da. pentru că nu este de aici de acolo să ai în față un primar care a dus în perioade grele un mandat, uh, 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 patru mandate uh, și mai ales într-un oraș cum este Timișoara. Da. Uh, un oraș greu, de altfel. Uh, în cine aveați încredere? Și în cine nu aveați încredere? Ce trebuia Doamne, să se întâmple? Avut... Pentru că acum trăim un moment uh, în încrederea aceasta da. a populației, pe de o parte, și am vorbit despre uh, justificarea unei, unui astfel de fenomen, dar pe de altă parte ne lovim de oameni din administrație care nu mai au încredere unii în alții, nu mai au Doamne, încredere eu... în Consiliul Local, nici eu... nimeni cu nimeni. Eu, ca să zic așa, ca bun creștin și prin educație, am avut încredere în toată lumea. În toată lumea, înțelegând, în colegi, în prieteni, în colaboratori. Deci oameni cu care mă întâlneam zi de zi, când îl vedeam pe unul, nu îl puteam suspecta de la prima întâlnire că vrea rău. E, cu timpul, după 50 de ani, am ajuns primar la 49 de ani, am început, din păcate, să mă conving că trebuie să fi mai reținut. Și am avut și eu niște rateuri, promovând oamenii în care am avut încredere, n-am să-i nominalizez, că n-are niciun rost. Și care după aceea fie că m-au decepționat, fie că, n-aș spune că m-au trădat, că ar fi exagerat spus, dar care n-au făcut propriele... ceea ce da, ceea ce așteptam eu și credeam interese. că ar trebui să facă. Aici trebuie să fii foarte atent. Eu vă spun, în, în, între altele motive, și acum vi-l spun prima dată, între alte motive pe lângă vârsta care aveam și o stare de sănătate mai proastă în 2012, unul din motivele pe care... Mai așa, mai în subsidiar, nu principale, a fost că am avut percepția că în jurul meu începe să apară o camarilă de asta, de tot felul de oameni. Nu e noi acuz și noi, repet, n-am să-i nominalizez, dar asta era percepția mea, că unii încercau să manipuleze și să-și să să facă, să facă niște interese și m-am gândit, zic, domnule, ăsta e un semn că ar trebui să plec, să-mi văd de treburile mele. Nu l-am spus până acum pentru că nu aș vrea să se creadă că am fost dominat de acest sentiment. Nu. Dar ăsta, cam la final, l-am văzut. A apărut, era tot felul de personaje și, din păcate, prezența lor nu era totdeauna susținută de o activitate concretă sau de, de niște realizări a... profesionale. Și atunci am, prefer să, am preferat între altele, dar, repet, nu ăsta a fost motivul principal, aveam și o vârstă, dar am zis că e cazul să plec. E, aici e ai greu să disce în momentul ăsta. Și să ai tăria să renunți. Pentru că dacă îți dai seama că... Sau să ai tăria să atragi un semnal de, uh, de alarmă. Dacă îți dai seama că, că totuși în jurul tău mișună niște oameni și nu mai poți stăpâni decât să te compromiți, mai bine pleci. Acum, pe de altă parte, ară să fii un fel de dictator, să terorizezi lumea, nu e un mod de a conduce o instituție. Și a, această plecare, într-un mod în care ai construit, nu înseamnă o lașitate sau nu înseamnă. este no. uh, o decizie uh, pe care o iei în momentul în Doamne, care. Noi, am luat că... această deci, de, decizie nesili de nimeni. Am avut discuții cu familia mea. Familia mea deja îmi spusese în 2008 să mă retrag. Uh, am o vârstă și nu știu ce. Nu m-am retras atunci pentru că trebuia să facă cineva aceste proiecte europene, care de fapt sunt singurele care s-au transpus până la urmă în final în o să practică. vreau să vorbim despre asta. Și atunci am mai mers încă patru ani de zile și scopul principal al ultimului meu mandat a fost să fac cât mai multe. S-au făcut 45 de proiecte. Din astea am reușit eu să implementez în aia patru ani cât am mai fost primar vreo 10 și 35 au rămas unele s-au făcut, altele nu s-au făcut. Mă rog, aspectul o să Vreau să vorbim da. în a doua parte, dar și nu am să scap da. și nici această întrebare. De cât timp are nevoie un administrator ales, un primar, un președinte de Consiliul Județean, un membru al Consiliului Local sau un membru al Consiliului Județean, de cât timp are nevoie să se familiarizeze cu problemele unui oraș? Doamna, acum depinde de ce fel de om e că unii, unii nu se familiarizează cu problemele astea pe toată durata unui mandat dacă mă nu vreau să cad în păcatul ăsta și să acuz pe cineva de asemenea nu, nu, nu. de asemenea performanțe ghilimele să vă mie mi-a mi luat destul mi-a luat, pot să zic, vreo 2-3 ani deci nu vă spun că am avut o pregătire de bază. Fiind Dar în timp de acel, acel doi ani, v-ați familiarizat? Da, deci de stăteam făcut. Până, până noaptea, pe la 11-12, studiam tulim. legislația, erau probleme care trebuia să le pătrund, că nu eram de meserie, mai ales probleme de astea de natură juridică. Dar care în timp problemele orașului, cum le, cum le gestionați? Păi, le rezolvam cu să... ajutorul. Bine, aveam și colaboratori, deci acum asta nu înseamnă că primarul trebuie să se substituie tuturor colaboratorilor. Aveam colaboratori în care aveam încredere și în general am avut cei mai mulți oameni. Au fost oameni și competenți și corecți. Și problemele curente, evident că le rezolvam cu ei, dar în paralel, trebuia să mă documentez cu legislația, trebuia să mă documentez cu. Cu ceea ce exista ca proiecte de dezvoltare, dacă fusese rălăsate de altcineva să le preau Pentru adică că n-am faptul... mers acolo să distrug eu, adică am faptul vrut faptul să că... continui. Faptul că vă pregăteați în domeniul administrației și pătrundeați în tot ceea ce înseamnă de desubturile, secretele da. acelei uh, activități deja da. care se transforma în profesie, uh, nu însemna că orașul stă pe loc. Nu, deloc. Deci lucram în paralel. de vă spun că stăteam până la 10-11 noapte în primărie, mai ales în primii 2-3 ani. Dincolo de faptul că aveam delegații când dispăream din oraș, motivat că mergeam la București sau în străinătate, dar a fost un efort foarte mare. Deci, un efort pe zi mă răpea 15-16 ore și nu exagerez. Am avut și șansa să repet, prin pregătirea mea de inginer, care lucrasem în orașul ăsta mai bine de 20 de ani, ca inginer constructor, în proiectare, în execuție, în cercetare, după ce am fost cadru didactic, universitar am avut șansa să mă perfecționez, v-am spus, la Academia Creștin-Democrată și atunci am pătruns tainele administrației de tip german, în general. Cum aveți o pregătire? Care, care m-a ajutat foarte mult pentru că anumite noțiuni eu deja le aveam și când am intrat în primărie. Nu vă spun că am fost și administrator de bloc vreo 20 de ani. <laughs> Așa că eram familiarizat cu toate cu toate mult. chestiile astea. Nu? Și era interlocutorul meu, era domnul Olaru de la Falt, cu care aveam discuții în contradictoriu dar unele le puteam susține pentru că cunoșteam, făcusem și eu situații de plată și chestii de genul ăsta deci depinde acum și de om, ce să vă spun luăm o scurtă pauză și revenim cu uh, mult mai multe de, uh, elemente aplicate în ceea ce privește administrația da. proiectele Timișoarei și uh, o carte pe care domnul Gheorghe Ciuhandu a a scris o 2013, este deci în 2013 este revizuită e refăcută da, republicată. Da, am pus o pe site că Și o să vorbim despre asta. -am mai putut să păresc, -am mai avut în condiții. 2018 a fost adăugită și este un proiect. O să vorbim despre ea imediat și despre alte probleme ale Timișoarei și alte proiecte pentru Timișoara. venit. Este alături de mine domnul Gheorghe Ciuhandu, primarul Timișoarei din 1996 până în 2012. Fostul președinte al Partidului Național țărinist Democrat și un, un timișorean de viță. Da, a născut în Timișoara. Năs Sunt da. născut în Timișoara, sunteți absolvent al Liceului Lenau, al Politehnicii din Timișoara, da. ați predat, ați V-ați -ați dedicat întreaga viață și uh, veniți dintr-o familie care are un filon creștin. Da. Uh, trebuie să vorbim de uh, <coughs> unicul cu dumneavoastră despre de, uh, preotul, uh, ceva da. care are. Uh, undeva, în toată activitatea dumneavoastră, ați fost perceput ca acel uh, primar care a denotat foarte multă eleganță și bun simț. Uh, asta a fost percepția unui om care a lucrat în presă Și care poate are și termen de comparație de lungul timpului I Și înainte da. de Ciuhandu și după Ciuhandu Cam tot ce s-a întâmplat Este chestie de educație Bunicul meu într-adevăr a fost preot, membru al Academiei Române El a murit înainte de a naște, Eu deci nu l-am cunoscut personal Și probabil că aceste trăsături de caracter Să moștenesc din generație în generație Tata a fost profesor universitar aici, în Timișoara, ani de zile, la Universitatea de Vest. A fost înainte vreme și pe la Politehnică, la fabrica de medicamente din Timișoara. Deci am venit dintr-o familie care, într-adevăr, avea o ascendență intelectuală, pe de o parte, și era aici, în Timișoara, de ani de zile. Deci, eu, născând-mă în Timișoara, pot zica jet jet pe jet. Iar bunicul meu, matern, a fost secretarul general al primăriei Timișoara, al municipiului Timișoara, în cea mai grea perioadă, în 1940-1947. Despre asta să știu mai puțin? Păi să știu mai puțin pentru că m-am gândit niciodată, n-am vrut să mă laud cu anumite chestiuni, nu că mi-ar fi rușine de ele, din contră. Dar am vrut ca pe meritele mele, eventual, să mă lau de nume, nu pe, pe Da, Dar, pe de altă parte, de totdeauna uh, lucrurile astea sunt amprenta cu care venim și cu care ne prezentăm și clar care ne definesc paternul, cum ar spune acum studiile da. psihologilor. Da, 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 da. Uh, Pornim în a doua parte, cu, pornind de la acest volum uh, și o să-l pe, pe, Dani să mă ajute să-mi spună dacă este bine. Uh, Fapte, nu vorbe. Timișoara, astăzi, 16 ani în slujba Timișoarei. Este o carte pe care și pe care spun că am primit-o și mă pot lăuda că am primit-o cu o dedicație. O carte care a fost, este o ediție revizuită și adăugită în anul 2018 și poate fi găsită pe www. Da. pe site-ul uh, dumneavoastră, uh, pentru cine dorește să o, să, să o obțină. Este o carte în care. Uh, hai să zicem, pornim de la moto, care uh, sună cam așa: omul uită prea ușor și uită prea repede. Da, așa e, da. Așa. Uh, în care vorbiți despre. Uh, cum ați pornit la drum? Deci am pornit Înfinite de la acest motou, doamnă. Am pornit de la acest motou pentru că, după ce n-am mai fost în funcție și, mă rog, atractivitatea mea ca om al puterii să disipase, și erau alții la modă, am auzit o felul de chestii. Doamnă, ce ai făcut? N-ai făcut nimic, n-ai moștenire grea, dezastru, nu știu ce. Și atunci am zis, domne, toată viața mea am dat raport și când eram. În, în viața activă la facultate, la institut, răspunzând de ceva, trebuia să raportez ce am făcut, nu? În consiliul local 16 ani și așa mai departe. Dom'le, hai să fac un raport final. Deci, cartea asta nu e o carte beletristică, ca să o citești ca un roman. Este o carte... E o foc... carte seacă. Dar e însă... de ușor de parcurs, pentru care este prezentată într-un mod foarte... Da, într-un stru... mod... Foarte bine structurată. Vorbim de executivul primăriei, unde ați spus din deci, pe anii... Deci, 2019... i pe toți, ca exact. să știe cine au fost consiliul local, cine subordonate, au fost în executiv... Cin... Consiliul local, componență, legislatura, pe legislatură... Da, pe pe, legislatur, uh... pe domenii de activitate, pe realizări. Aveți un scurt istoric al uh, perioadei, aceea, relația cu guvernul, obiectivele da. realizate. Deci erau legislație. toate chestiile astea. Ca să... Și cel mai important este că ați luat-o pe tot ceea ce înseamnă viața unui oraș de la sistem de canalizare, tot ceea ce da. înseamnă utilități, transport, drumuri. Da, uh, poate educație, pentru cine termoficare Eu cred că, doamnelor și domnilor, uh, acesta este un început. Deci, de astea la care sunt lucruri care se pot verifica. Să pornească da. toți pentru ca să avem o bază de cunoaștere, ca în momentul în care ni se prezintă tot felul de date, măcar să avem un termen, de, un, un punct de pornire. Uh, poate că ar trebui să, să avem uh, și înainte. Și dumneavoastră, poate ar trebui eu, să ne spuneți despre grea da, moștenire. De <laughs> nu, eu n-am să spun de grea moștenire. Eu, întâmplător, îl cunosc bine pe domnul Ancea și am tot respectul pentru el. Uh, trebuie să recunosc că a avut o perioadă extrem de grea Foarte pe care grea. ați pomenit-o și dumneavoastră. Eu niciodată nu am avut în campanie electorală, în 96, știu că am avut înfruntări directe, dar la modul decent, adică fără critici sau reproșuri, ci ce vrea să facă fiecare. Deci nu mi a pus problema în termenii ăștia. Iar faptul că am pornit de la moto face legătură cu ce ați spus dumneavoastră acum la final. Este bine să, să nu se uite, să se știe și este bine să se continue, doamnă. Pentru că dacă după fiecare primar să tai această continuitate, orașul, să zic așa, sper să fie etern sau oricum să dureze, secole în continuare, nu? Că deja durează de mai bine de 800 de ani Timișoara. Și nu este normal ca după fiecare legislatură sau perioada unui primar să, să anuleze tot ce s-a făcut înainte, să se discrediteze tot ce s-a făcut. Ci Pentru din că progresul nu să, este. Da, să se prea ce a fost bun, să se ducă mai departe și următorul să facă mai bine. E o idee, asta am scris-o, nu idee. Și în ideea, idee, bineînțeles, de a spune celor care spun că domnule s-a făcut s-a făcut ce s-a putut. Dacă bugetul a crescut de 100 de ori, domnule, în 16 ani, fără exagerare, e o realitate. Dacă au venit atâția investitori străini și noi avem de, nu știu, pe cap de locuitor mai multe investiții, după București probabil cele mai multe, acum nu știu, văd că Clujul în mare verbă. Dar uh, vreau să zic, că sunt niște realități și lumea trebuie să le știe. Aș vrea să vorbim, nu avem cum să facem abstracție și n-am cum să scap acest prilej de a vorbi cu dumneavoastră de marile probleme cu care se confruntă Timișoara și care sunt dramatice, uh, pe lângă perioada pe care am trăit-o cu, cu pandemia, pe lângă ceea ce a venit acum și simțim, fără să fim neapărat acolo, în uh, miezul lucrurilor, dar trăim dramele uh, ucrainienilor. Trăim drama da. lor, trăim pierderile pentru că îi avem lângă noi Și cu atât mai mult cu cât zilele acestea ne reamintim de dramele trăite de vecinii și apropiații noștri sârbi Care au trecut și da, ei Da, da. Chiar, 20 de ani, da, da, sunt 20 de ani Da, sunt 20 de ani la... și nu avem cum să uităm pentru că acea perioadă chiar am trăit-o și da, Auzeam și da, noi da, uh, da, da. prin ceea ce treceau ei. Uh, trecând peste toate astea, Timișoara s-a confruntat, a fost o iarnă, după foarte mulți ani, uh, după aproape 30 de, foarte de ani. Foarte blândă. Foarte blândă. Asta, dar cu, pe, acum, ultima, nu? De da, asta vorbiți. Da. Foarte blândă, da. dar pe de altă parte dură pentru noi și u ușor ne-a luat, poate prin surprindere, apropo că tot uităm. Uh, oamenii s-au trezit fără căldură în case, fără căldură în spitale, în școli termo, problema eternă, care nu se mai rezolvă. Domnul Ciuhandu, e o problemă care au purtat-o administrațiile de-a lungul timpului, da. într-un istoric pare, care parcă nu e istorie, o realitate în fiecare mandat. Da. De fapt, din punctul dumneavoastră de vedere, ce s-a întâmplat la Colterm acum? Doamne, ce s-a întâmplat în ultimii ani, eu nu vă pot spune, pentru că nu știu, dar pot să vă spun ce s-a întâmplat până în 2012. Deci, în primul rând, statul român nu a avut o politică în domeniul marilor orașe respectiva încălzirii sau, da, e un domeniu foarte important. De ce nu a existat o strategie? Nu a existat o strategie la nivel de țară care să se fi particularizat în diverse orașe. Că unele orașe, cum e Cluj, au mai mult gaz metan, noi din păcate nu avem nici gaz, nici. dar aveam ceva gaze de sondă. Deci menirea statului român ar fi fost ca în domeniul ăsta termoenergetic să aibă o politică care după aceea să poată aplica în mod diferențiat comunitățile locale. Nu s-a întâmplat acest lucru. Mai rău, pe vremea comunistă totul era centralizat. În 2001 sau 2002, guvernul năstase ca să scape de balastul pe care tot statul român îl crease pentru că nu au, nu au avut grijă de acest sistem să-l întrețină, să-l modernizeze, să-l retehnologizeze, a găsit că e mai convenabil în numele descentralizării de care să făcea mare propaganda atunci să le paseze la comunitățile locale. Acum, vă fără, seama, fără a oferi și pârgine. Fără, fără, în primul rând, deci s-a dat niște hârburi. Cetul din, din calea șagului, încă e construit prin anii 70-80, cetul centrului dinainte de război. De exemplu, mă refer strict la Timișoara. În alte părți nu cunosc situația, dar la Timișoara asta era. Ne-am trezit cu două centrale în Timișoara, cu o rețea primară și secundară, care deja după 30 de ani de funcționare necesita reparații urgente. Și statul le-a pus în brațe, luați-le. Eu am refuzat, doamnă, șase luni de zile să iau. Și am avut discuții foarte dure la nivel de prefectură, la nivel de Cozmâncă, care era ministrul administrației administrație. locale. La un moment dat a venit și premierul în stație aici și m-a întrebat, domnule, ce, ce, mai vrei? De ce nu le iei? Păi zic, nu le iau, domnule, că sunt ultimul hal. Până la urmă, după șase luni de zile, le-am luat condiționat de faptul ca guvernul să ne dea un credit sau să faciliteze un credit de retehnologizare. Bineînțeles că au fost promisiuni multe, mă rog, i-am preluat, i-am preluat. Am făcut o expertiză cu stat calzure cu o finanțare germană, privind sistemul centralizat de termoficare în Timișoara, care era aproape analog cu cel din calț, raportându-mă la numărul de consumatori. Și ne-am ce au zis, clar, domnule, trebuie acum, pentru că aveți și producția și distribuția, astea în primul rând trebuie unificate. Așa s-a creat Coltermo, unificând distribuția care era la calor cu producția care era la termoelectrică. Și s-a creat o unitate. compania, da, compania Colterm, lucru care vrea și București acum după 20 de ani să-l facă, dar se pare că n-au reușit încă. După aceea am făcut niște, tot cu concursul specialiștilor germani, ei ne-au făcut niște recomandări de măsuri care ar trebui făcute. Odată contorizarea consumatorilor, contorizări la hidrofoare, eliminarea pierderilor de perețele, absolut esențial. Ne-au mai făcut recomandări legate de introducerea cogenerării, adică să produci căldură și curent electric. Care, în esență, nu că ni le-au spus nemții, erau chestiuni de bun simț și, sub o formă sau alta, le-am pus în practică. De ce? Pentru că Coltermo între, între timp, dacă mă aduc eu bine aminte, în perioada 2003-2004, a luat, mi se pare, și un credit de la bancă, vreo 50 de milioane de dolari sau de. Da, de dolari, că lei, mai știu, în fine. Deci tot ce vă spun acum cu o anumită relativitate, că nu mai am aduc aminte exact, dar esența cam asta e. Din care, care s-au făcut, s-a introdus cogenerarea la CETU Centru, s-a introdus generare la CETU Sud, s-au făcut centrale de cartier, s-au făcut reparații la rețelele secundare și primare. Deci din 73 de kilometri de rețele primare, cât am fost eu primar, cam aproape o treime, vreo 20 ceva de kilometri s-au reparat, s-au înlocuit cu țevi preizolate, iar la rețelele secundare, care sunt vreo 270 de kilometri, până în 2012 am reușit să facem vreo 180 de kilometri, deci să zicem vreo, vreo două treimi. De asemenea, trebuia să pun, cum să zic, gigacaloria pe niște criterii economice, pentru că prețul de producție era una, iar prețul de vânzare către populație era mult mai mic, pentru că populația, la nivelurile care le avea, nu putea suporta costurile de producție. Și atunci s-a intervenit cu subvenții. S-au venit subvenții de la guvern și pe din două, și de la comunitatea locală și așa și periodic am crescut prețul la gigacalorie, Ori dacă din 2009 și până acum la giga, și până acum de curând, prețul gigacaloriei nu s-a modificat. Când tu vin în campania electorală 2012 viitor primar și spui că vei reduce cu 25% prețul gigacaloriei. Normal că ăștia urmau să ajungă în situația în care au ajuns. Din contră, prețul gigacalorie, tot la patru ani, cu, cu riscurile de rigoare de a fi înjurat și am fost pus la zi și catalogat în fel și chip, din necesități economice trebuia să-l majorez. Dar, pe de altă parte, rentabilizarea da. coldermului trebuia să fie un proces Doamna, continuu. Doamne, rentabilizarea s-a făcut, în primul rând, așa. În primul rând, ei au renunțat la o serie de active care nu-și aveau rostul. După aceea, eu vorbesc că am fost eu primar, după aceea, la nivelul anilor 2010-2012, cred că au plecat de acolo câteva, vreo 200 vreo de oameni. Cred că erau trei directori marșilați, nu știu dacă erau mai mulți. În 2010 am iscălit la București în prezența primului ministru de atunci un contract pe fonduri europene de retehnologizare a cetului sud în valoare de 250 de milioane de lei de atunci. Deci în euro venea pe la vreo 70 euro era, adică leu era mai tare în raport cu euro atunci vreo 70 ceva de milioane cu care s-au făcut lucrări începute la CET, s-a mărit randamentul termic al cazanelor, s-au băgat filtre ca să se evite poluarea mediului și așa mai departe, care s-au terminat lucrările în 2013. Deci am făcut tot ce am putut. Într-adevăr, la momentul 2010 am avut niște discuții cu OMV-ul care era furnizorul de gaz, ei aveau o să li se plătească factura în 30 de zile. Noi încasam de la cetățeni în 45 până la 60 de zile. Așa era legea. Și le-am explicat austriecilor. Dom'le, diferența de 15 zile, eu n-am suficient cash ca să avansez la colterm plata care oricum vine de la cetățean, dar vine cu întârziere. Ei, s-a creat un decalaj, atunci am luat o măsură de mână foarte, am trecut la EON, mi se pare, E un gaz care era așa la furnizor de gaz, și bineînțeles că s-a mărit prețul la gigacalorie. A mai intervenit un aspect: că statul nu ne dădea totdeauna, la, nu ne dădea totdeauna partea, cota parte de subvenție între prețul de producție și prețul de facturare la cetățean și atunci primăria a suportat cât putea să suporte. Deci eu când am plecat din primărie, cred că era o datorie de vreo 20 de v -ați, milioane, v -ați care, care scuzați-mă, numai să vă spun, în anii 2012 și 2014, care au fost ani electorali, guvernul a dat bani și a, deci din 2014, eu zic că coltermul nu mai trebuia să aibă nimic, retehnologizarea să terminase, banii fusese rădați, eu am intervenit la Ponta în mai 2012 a pentru acești bani. Că guvernul Ponta da. Ponta anula toate datorile. Guvernul, guvernul, Ponta, eu am făcut un, Ponta mi-a zis, doamne, fă un memoriu, am făcut un memoriu, l-a făcut directorul Pampu de la Colterm și uh, guvernul Ponta, într-adevăr, în, cred că în august 2013, nu mai eram eu, 2012, nu mai eram primar, a scos o ordonață, dar nu numai pentru Timișoara, pentru că de pe vremea lui Boc, Banii se dădeau pe criterii politice. Aradul, de exemplu, lua 35 de milioane că avea primar PD. Brașovul luat 58 de milioane cu primar PD. Timișoara a luat 2 milioane. Deși deci noi cu Constanța, care cam, cam tot atât luau, eram cu primar de opoziție. Deci nu puteai lua mai mult. Chestiile astea nu se mai spun astăzi, dar sunt niște realități. Dar o aceeași realitate trebuie spus că în 2014 și pe fondul campaniei electorale pentru prezidențiale, după știința mea, guvernul de la momentul respectiv a, cum să zic, a anulat și a achitat toate obligațiile și situația era cam, cam la zero. Ce s-a întâmplat după aceea eu nu mai știu. Dar faptul că oamenii au migrat, <coughs> că au optat pentru centrale de apartament, pentru da. centrale proprii, pentru un control, pentru că încă și nu s-au luat măsuri concrete în a menține numărul de abonați, pentru că altfel undeva dezechilibrezi raportul de producție și distribuția. Doamna, cu deci cât am, cât, am, cât am fost eu, am, numărul era în jur de 70.000 de. Clienți, care erau și, și, și persoane juridice și, juridice și persoane, persoane fizice. fizice. Și acum, acum este cred că la vreo 45 exact. nu știu, 45 de mii. Da. Era în jur de 70 de mii, poate puțin sub 70 de mii. Și am mai făcut un lucru. Noi atunci am mers mai mult pe cărbune decât pe gaz. Cu riscul de rigoare, într-adevăr, poluarea. Dar una era să aduc cărbune din Oltenia și să am depozitul plin la 1 octombrie, că totdeauna verificam cu cei de la Coltern să avem păcură și să avem cărbune. Gazul nu-l puteam controla, că îl primeam pe conductă și, de exemplu, în decembrie, noi fiind la capă, dacă la nivel de țară era iarnă grea, ajungea mai puțin nu mai gaz. dar compensam cu, compensam cu cărbune. E adevărat că cărbunele poluează, dar nu trăim într-o țară, nici măcar Germania noi în măsură în momentul de față, să elimine situații de forță majoră cărbunele. Dar acum s-a mers în exclusivitate pe gaz, a apărut treaba cu certificatele vers. Eu n-am avut, pentru că făcând investiții pe vremurile alea, până în 2012, aceste investiții ne scuteau de certificatele vers. După aceea, deci coroborat faptul că ai trecut în exclusivitate pe gaz că au apărut aceste certificate verzi. Eu nu vreau să condamn și nu vreau să critic pe nimeni. Nici pe fostul, nici pe actualul primar, pentru că nu am datele necesare. Astea se pot furniza de la Colter. Dar cred că și acolo anumite chestii de schemă organizatorică se puteau rezolva. Pentru că la un moment dat erau, cred, prea mulți directori și era umflat aparatul, în timp ce eu, cu riscurile de rigoare, pe vremea Spre finalul mandatului meu știu că au plecat câteva sute de oameni. Din păcate, probabil, n-a mai fost o eficiență și din punct de vedere organizatoric. Și asta ține oarecum și de decizie. Până la urmă ține păi, de decizie ține și de asumare. De decizie, da. Aș vrea să știu. mai vorbim de câteva. Dar, repet, o spun ca și o constatare și totul ce am spus se poate verifica. Rezolvabilă problema coltermului acum din perspectiva dumneavoastră ca un doamna, care are experiență și foarte, a încercat foarte să... Foarte greu rezolvabilă. În ce sens? În sensul că pe parcurs au dispărut din consumatori. Deci, eu cred că ar trebui făcut o analiză la nivelul municipiului, văzut câți consumatori au rămas, și să se vadă din punct de vedere tehnic cum pot să păstrez sistemul pentru că. Nu toți pot renunța la sistem și ar fi absurd acum să renunțăm la un sistem. Gândiți-vă că noi pe parcursul anul, anilor am investit cel puțin cât am fost eu primar să investit și în rețele primare și în rețele secundare. Țevile astea preizolate sunt destul de scumpe. Erau lucrări care costau sau reabilitat centrale termice sau creat, alte, sau creat puncte termice. Deci ar fi păcat să aruncăm cum vorbeam noi la început, de o parte toate aceste chestii. Și atunci ar trebui făcut un studiu și văzut la numărul restrâns de consumatori cât s-au mai rămas, care ar trebui să fie capacitatea de furnizare și la ce preț. Și atunci a văzut, domnule, dacă prețul e exorbitant, nu știu, să închide, dar asta iar e o decizie politică, iar dacă prețul e acceptabil, mai trebuie să crească prețul la gigacalorie, pentru că acest confort, din păcate, se plătește. E, un, e greu pentru, pentru, oameni, dar e greu, pe de mai ales pentru parte, pensionar, da. Trebuie, trebuie gândită cu asumare. Deci trebuie gândită însă cu, cu specialiști, doamnă, da. și nu cu, cu specialiști de ăștia care apar pe la televizor și dau sfaturi. Oameni verificați. Aș vrea să mai vorbim despre o altă problemă spinoasă. <coughs> mare a Timișoarei care are, are și cu coltermul oarecare legătură. Realizarea pugului după atâția ani în care e o problemă, iarăși, care vine din mandatul dumneavoastră, ne-a dus încă Hai. acum, ați semnalat de mai multe ori nevoia de a face pugul. Doamna, e o problemă fundamentală. Eu în 1996 am moștenit un pug din 1992. Era făcut de colegii de la pe care cunoșteam oameni competenți, dar datele lor de intrare erau din altă epocă, erau din epoca comunistă. Nu mai aveau relevanță. Ce ne ajută pugul? Păi, domnă, doamne, plan urbanistic general îți oferă cadrul de dezvoltare a orașului, unde ai zone rezidențiale, unde ai zone industriale, unde, unde ai unde ai de exemplu spațiu de recreere, unde ai zone sportive, unde facilitățile de transport și așa mai departe. Deci el definește geometria și arhitectura acestui oraș. E esențial, nu poți dezvolta un oraș așa după numai după planuri urbanistice zonale care se limitează la două străzi, ci trebuie să ai o viziune de ansamblu. Deci, în 92 exista acest plan, dar era depășit pentru că datele de intrare nu mai erau valabile. Și atunci am făcut, am început în 98, tot cu colegii de la Iprotim, să facem nou plan, care a durat patru ani, până în 2002, cu avizele de rigoare. În 2002, a fost aprobat de Consiliul Local. De atunci este funcțional și până astăzi, după 20 de ani, acest plan, ceea ce e anormal în 2008. În contextul în care Timișoara s-a dezvoltat foarte păi nu, mult dar, și are și, în și, are, în, și, și foarte multe bine zone periurbane. Bineînțeles, dar și în contextul legal, că la valabilitatea lui de 10 ani și atunci, cum e la noi în România moda, domnule, există, apar tot felul de chichițe și mai dai o prelungire și mai trec 2 ani și mai trec 3 ani și se întâmplă ceea ce se întâmplă, că suntem la 20 de ani și nu e finalizat. Deci în 2008, am cu niște, cum îi spune, cu niște arhitecți olandezi care aveau un birou de arhitectură la Budapesta, am făcut un preliminar urban plan, adică ei au venit la Timișoara, au stat aici vreo două luni și au făcut un fel de plan preliminar care să servească ca master plan pentru plan urbanistic general. Adică am căutat să, să creăm cadru care să-l inserăm în tema program a publicului. Bucur stat în 2010. Deci el din 2010 e o firmă din Cluj, spre surpriza mea. Mă așteptam să vină o firmă din Timișoara. În fine, n-au venit, au venit ăștia. Eu până în 2012 știu ce s-a întâmplat. În 2014 știu că mai venit unul din arhitecți la mine să mă întrebe niște chestii. Am zis, domnule, eu nu mai sunt primar de 2 ani. Ce să-ți spun? Păi că nu știu ce, că nu știu cum. În fine, nu are importanță. Nu este gata nici acum. Eu i-am spus și domnului actual primar, am avut o, o singură întrevedere m-am întâlnit odată cu dumnealui, am fost, zic, domnule, pugu urgent. Pentru că pe parcursul anilor s-au făcut o sumedenie de planuri urbanistice zonale care reflectă mai mult sau mai puțin niște interese economice ale unor investitori și așa mai departe. Ori dacă astea nu sunt coordonate prin PUG, o să iasă un talmeș-balmeș și eu chiar nu-l invidiez pe proiectantul care acum ar trebui să finalizeze Pugul, în ce măsură va putea să țină dincolo de viziunea lui profesional cont de toate aceste puzuri care reflectă interese foarte divergente. Dar lucru trebuie făcut, doamnă, că noi altfel nu avem o bază de dezvoltare și de evaluare a perspectivei acestor oraș. Și ne adâncim în aceste disfuncționalități și atunci e mult mai greu de, de rezolvat în timp. Păi, Plus că stopează să foarte multe uh, să creează... sectoare activitatea. Da, și, 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 vă spun, s-ar putea la un moment dat iară să vină un val de investitori, cum a fost în perioada aia 2000-2010. Dacă n aveam atunci un, un pug în vigoare și actualizat și bine făcut, am fi avut mari probleme, că ăștia vin, îți spune, domnule, unde, unde putem face nu știu ce fabrică? Atunci trebuie să-i oferi zone alternative. Nu poți să te joci cu el, așa, domne, cumpără, cumpără la un teren, vine la primărie, nu-i dai autorizație că contravine pugului. Deci, asta e o chestie care și o chestie de perspectivă. Și o chestie până la urmă de uh, administrare și de management. Păi al... Nu, dar pentru un oraș esențială, fără un plan urbanistic general actualizat. Perspectiva orașului are de suferit. Perspectiva de dezvoltare, mă refer că. Cred pentru că mai, regres... avem de, mai, mai aveam multe tot de, de, de vorbit, dar uh, am să mai vor, vreau să vă întreb uh, din perspectiva dumneavoastră, uh, un om care a susținut foarte mult zona de, de curățenie, de aspect general a orașului, de zona de de terenuri de sport, de activități recreative. Nu mai avem un stadion, nu mai avem o sală, nu se întâmplă nimic. Doamne, Ce? cu stadionul pot să vă spun un lucru. Părerea aveți. Noi până în 2004, mm. nu, până în 2002 am avut acest stadion în administrarea orașului. Atunci guvernul se l-a luat și l-a dat la județ. Presupun că din rațiuni politice urmau alegerile și, mă rog, trebuia să... să să meargă și pe filiera asta a sportului pentru atragerea electoratului. Nu o spun acum cu patim, o spun ca o constatare, se poate verifica. Eu m-am opus și atunci am pornit proces, bineînțeles că n-am avut nicio șansă, l-a luat, l luat județul. Nu fac proces de intenție nimănui, a ajuns în faza în care a ajuns. La un moment dat, prin anii 2008-2009, județul susținut de noi, am pornit demarări, am demarat la guvern niște acțiuni. Două chestiuni era stadionul, și bazinul olimpic de not. Stadionul era al județului, bazinul olimpic am zis că îl preluăm noi primăria. Am făcut o documentație, un studiu de fezabilitate, am mers la guvern, ministrul era vorbei de la UDMR și ăsta mi-a zis, domnule, punem bazinul din Timișoara pe locul 3, pe locul 1 bazinul Dinamo din București care s-a făcut, pe locul 2 eu sunt din Târgu Mureș, punem Târgu Mureșul că mă rog trebuie să fac și eu ceva. Și pe locul trei punem Timișoara. Ca să am surpriza că guvernul Boc, dintr-un șut în 2010, nu mai promovează această hotărâre de guvern. Așa că bazinul de not a rămas literă moarte. În schimb, atunci am făcut parcul zinei, acolo pe malul Begheul, unde intenționam noi să facem bazinul de not. Iar pentru un bazin de not competitiv, am apelat la o inițiativă privată, acel Agvalent, sau cum îi zice, care s-a făcut acolo în pe zona strandului tineretului. La stadion lucrurile au tergiversat, în primul rând, pentru că a fost tot felul. Astea nu mă mai privesc pe mine decât ca spectator și Timișoarea, nu ca factor de decizie. A fost acest conflict județ, municipiu, unde să face, cine îl face, cum îl face, și așa au trecut anii. Și bineînțeles că suntem în situația în care stadion avem bazin de nod n-avem, sală polivalentă, că o facem în Giro, că o facem în Timișoara, alt trateu, sala aia de sport a Politehnicii începută în 2010, nici acum nu e gata. Ce să vă mai spun, eu nu vreau să contabilizez acum erorile, dar nu, asta e. Orașul era, este greu să-l menținem curat, un oraș ca Timișoara? Păi nu ușor să Acum trebuie curat. să vorbim așa, de un trafic care a sporit, de uh, o lipsă de uh, organizare din punct de vedere al uh, uh, parcărilor, al fluxului, al unei discipline uh, da, mă, de nu trafic. Pot, nu, nu pot să-l menții acum la curățenie de farmacie, nu, dar, nu -am dar mai de asta. curat decât este acum. Eu zic că ar trebui menținut, pentru că noi, în primul rând, Consiliul Local e coacționar la retim, are jumătate din retim. Retimul, dacă vă aduceți aminte, în 2010 am și făcut o expoziție la Pădurea Verde cu toate utilajele aduse atunci de ultimă oră. Se spune că e un contract, sunt contracte făcute greșit. Foarte, foarte prost. Nu știu. Ce înseamnă un contract nu știu, făcut greșit? Deci... Din Nu știu, eu deci, pot să vă spun că așa am pretenția să o spun că până în 2012 aveam probleme cu dezăpezirile, că iernile mai erau uneori aspre și atunci am mai avut probleme cu dezăpezirile, dar curățenia în general era mult mai bună decât e acum. Pentru că lucram cu retimul și retimul noi fiind coacționare acolo îi puteam să zic așa forța în ghilimele și urmări mai îndeaproape. N-am înțeles de ce în 2018, când, când a expirat, sau în 2017, când a expirat contractul cu Retimu. A fost -a a apărut, și o altă a apărut firmă. O firmă din Cluj. Mă rog, eu întâmplător stând în fabrică, îi văd pe ăștia care defilează pe acolo, foarte rar, dacă îi văd odată la două săptămâni, cu niște. ca pe vremea salubrității de a, de a Ceaușescu, cu două mături și cu un cărucior. Măturoaie din da. acelea... Retimo avea, de exemplu, niște utilaje boșong aduse din Germania care curățau la bordură. Acum, în 2017-2018, nu mai țin minte, tot așa nu s-au curățat vreo șase luni după ce au venit Brandner ăsta și încolțiseră la borduri deja în primăvară mizeria de acolo, deci era inacceptabil ce se întâmplă. Acum problema este că acești Înțeleg că avem două firme. Da. Retimul nu are decât să arondeze orașul și să-i urmărească. Și, bineînțeles, trebuie și renegociat. Acum presupun că vedeți că au crescut prețurile la, la, la benzină, la motorină, la toate chestiile astea s-au scumpit. Deci presupun că și contractele astea, la un moment dat, chiar pentru, pentru cel care prestează munca pentru prestator. Dacă nu eu un aduc un venit, ăla falimentează. Și atunci trebuie renegociate și cred că trebuie controlați mai des, doamnă. Pentru că dacă nu îi controlez... E o problemă de asumare și aici. Și de asumare și, și, de urmărire. Pentru că dacă ați fi sarcina de servici, mi s-ar părea normal să o duci la bună îndeplinire. Emisiunea se, -a, se, -a, se -a apropie de, de, final, și, dar totuși aș vrea să vorbim. Eu nu pot să nu fac, să nu am termen de comparație. Modul de comunicare cu cetățenii, cât de important este din perspectiva dumneavoastră ca primar, ca Doamna, fost primar? Este foarte important. Cât de important este ca cetățenii să cunoască perspectivele pe care le ai pentru orașul lor, pentru ceea ce vrei să faci, dar să fie undeva un dialog și nu monolog. Ați folosit Facebook-ul ca mod de exprimare? Eu nu l-am folosit, dar vreau să vă spun ce am făcut eu. În primul rând am tipărit, am retipărit după o, după o pauză de vreo 50 sau 60 de ani monitorul orașului, care apare, sau apărea o dată pe lună, să difuzează într-un tiraj de masă vreo 50.000 de exemplare, unde inseram tot ce se întâmplă în oraș. exista o rubrică, un fel de poșta redacție, unde fiecare... Își depunea plângeri, dacă avea păreri și așa mai departe. În 2002 sau 2003 am constituit, după exemplu, francez Consilii de Cartier. Pentru că mă confruntam la audiențe, eu țineam audiențe pe vremea aia, veneau cam 20-30 de oameni în fiecare luni. Veneau dintr-un cartier, veneau 10 păreri. Atunci mi-am dat seama, domnule, ca să fac ceva pentru un cartier, hai să facem un consiliu de cartier, ăia să-și aleagă niște reprezentanți și ăia să decidă. Că degeaba fi cu 20 de chestii dacă eu nu pot face 10. Apoi pe alea 10 să le fac care să fie de utilitate pentru toți. Asta a fost a doua chestie după monitor. Deci a fost, au fost consile de cartier. Nu mai vorbesc de audiențe care nu știu dacă în momentul de față să țin. Eu de ce n-am apelat la Facebook? Pentru că eu am avut cont de Facebook în 2008 și am renunțat la el după ce am văzut gradul de exprimare al unor participanți. Și, câtă energie, consum, și nu numai că energie, doamnă, vulgaritățile, lipsa de răspundere, că nu-ți dai numele, că îți dai pseudonimul, te înjură, te nu știu ce. M-am gândit, domne, ăsta nu e un mod de comunicare. Eu, do domnului Fritz, când m-am întâlnit atunci cu el, am zis, domnule, ieși prin cartiere, vorbește cu oamenii, reactivează aceste consilii de cartier și anumite sărbători tradiționale. De exemplu, un mehala este rug. era rugă în Ronalds Blașcović aveau rugă în Plopi deci sunt niște fenomene în fabric chiar de Sfântul Ilie, unde stau, era rugă deci sunt niște fenomene, niște tradiții locale care trebuie păstrate astea sunt și, și momente în care poți aduna colectivitatea și crea acel sentiment de apartenență cum am căutat și cu capitala Acum, europeană să-l da, și de a vă spun, deci sunt chestii, poate par vetuste, poate învechite, dar așa au trăit oamenii ăștia sute de ani. Nu se să schimbe acum în 10 ani numai pe internet și pe fax, că mulți și pe, pe Facebook, Facebook, că mulți nu-și permit, doamne, oameni de ăștia pensionari, credeți că mai are timp să stea pe Facebook? De când ce nu am, am îndepărtat de viața reală? atât de păi, mult da. încât deci, să comunicăm. Deci, aici, deci trebuie să, crede că ne convine sau nu că e un efort. Într-adevăr, nu-i comod de multe ori să te duci într-o zonă unde te au ea la întrebări și nu mai știi și poate te mai și jignesc. Că eu m-am confruntat cu chestii de astea. Și am spus, domnule, atâta pot. Vin alegele, alegeți altul, dar niciodată nu m-am derobat de răspundere sau să fug să dau, să dau cotită să nu mă întâlnesc cu unul sau cu altul. Și de asta vă spun, mi se pare extrem. Uitați, Alt exemplu. Acea rugă ti mișoare. Doamna nu e un spectacol. Nu era un spectacol de mare calitate, pentru oameni sofisticați, pentru super intelectual și așa mai departe, dar așa putea să meargă într-o după -o, masă și să mai asculte puțin folclor, că nu, nu era rău, sau festivalul inimilor. Astea au fost manifestări, festivalul ăsta inimilor recunoscut de UNESCO. Bine, festivalul inimilor este l-am L-am salvat în 96, când era la un pas de desfințare, ca acum să fie desfințat de facto. N-am înțeles de ce. N am înțeles. Înțeles se va relua. Așa avem promisiunea. Pe dacă e capital european ar trebui să le reacă. Ferm și a doamnei Directora Casei de Cultură. eu vă spun chestii, Camerea că m-ați întrebat. Noi critic, fiecare face ce crede. Dar, repet, dacă nu menții tradiții, tradițiile astea locale, bunele, bine, palearele nu. Dar bune, câte, <sus> și să câte din cele sunt rele. bune. Să înveți eventual din cele. Să vii cu alte, să crezi alte tradiții, nu? Ce a câștigat Dar... și ce a pierdut Timișoara? Raport, sau a câștigat mai mult decât ce? a pierdut? Sau a pierdut mai mult decât a câștigat în acești ani? Păi, păi nu știu ce a câștigat Dacă ne raportăm la anii din 90 Doamne, și până acum Dacă ne raportăm, păi totuși a câștigat în primul rând Faptul că regimul politic e altul Și asta o simțim Oricât ne am plânge democrație Adică libertate de exprimare, de deplasare De proprietate există Deci nu mai suntem ca atunci Există posibilitatea de a-ți de a trimite copii, eu știu, la școli în altă parte, există posibilitatea de a te perfecționa. Tu, atunci, chestiile astea nu existau, erau sub un regim strict. Există, după aceea, oferta care a venit din vest. Că noi, acum ai blamăm în păștea cu supermarketurile, nu știu ce. Doamne, astea au fost elemente de civilizație când le-am adus în 2000 2004. De ce? Când zona unde s-au făcut a fost deja sub control. Și a fost o ofertă de produse către populație, care acum nu cred că s-ar mai mulțumi să meargă în alimentarele de cartier cum era acum 50 de ani și să stea la coadă pentru o bucată de pâine. Astea toate sunt chestii care Timișoara le-a câștigat. Lefurile, păi noi suntem totuși la o leafă medie de vreo, nu știu, 500, 600, 800 de euro. Cei din IT câștigă mai bine, constructorii iară câștigă. Deci nu poți compara veniturile de atunci cu veniturile de acum. Piața imobiliară, piața. Piața imobiliară, poți să-ți faci o casă, poți să beneficiezi de un tratament mai bun, e adevărat, dacă ai bani, dar totuși ce am pierdut? Am pierdut, am pierdut în primul rând din elementul de solidaritate pentru că pe vremea comunistă totuși omul mizeria așa te, te făcea cumva mai erau mai solidari oamenii unii cu alții asta, asta am pierdut-o am pierdut, am pierdut din, cum să vă spun eu din altruism, suntem egoiști nu mă interesează decât bunul meu în alălalt, îl calc, îi dau un picior, îl înlătur, nu pot să trec Deci, astea sunt chestii care, să zic, sunt chestii importante -a pe din care le-am pierdut. Timișoare, acel aer elegant. Doamna, era un aer elegant pentru că și oamenii erau alt cumva. Dar acum, cine menține lucrurile astea? Păi, în primul rând, tradițiile locale. Dacă suntem acum un oraș de vreo 400.000 de locuitori, timișoareni jet -be jet care să cunoască cum era înainte, eu zic că mai mult de un sfert nu sunt. Și nu o spun la modul discriminatoriu că ăștia ar fi o categorie de super cetățeni că și ăștia sunt oameni cu păcatele Asta lor. Dar ăștia erau deprinși de mici, să respecte. Eu văd în fabric unde stau toți oamenii gospodari chiar dacă sunt pensionari, își, își, cum să zic, curăță trotuarele, își îngrijesc grădinile, adică își sublăvesc casele de, și de ani de zile, cât de, cât de mizer trăiesc du însă în cartierele de blocuri, pentru că acolo au venit foarte mulți din cei nou veniți. Eu nu-i acuz pe oamenii ăștia, din contră. Ei au venit să ne ajute și să se ajute pe sine, pentru că ei vin ca forță de muncă, produc în acest oraș, trăiesc în... Singur lucru care, care le reproșez multora dintre ei, că nu vor să se adapteze unor cutume și unui mod de viață local mai civilizat decât în zonele din care au venit. Dar aceste cutume și acest mod de viață trebuie inclus prin respectarea unei legislații și luarea unor măsuri dacă nu le da, îndeplinești. Da. Asta înseamnă că undeva deci, s-a slăbit. disciplina civică și spiritul civic au slăbit și pe fondul faptului că devii mai egoist și nu te mai interesează și plus desconsiderarea față de autoritate care din păcate e cauzată de modul defectuos în noi, care merge început. autoritatea, da. Vă mulțumesc tare mult, domnule uh, Gheorghe Ciuhandu. Uh, oameni buni, uh, un reper uh, de la care put ați putea să porniți este cartea domnului Ciuhandu. Uh, 16 ani în slujba Timișoarei, pentru că vorbim despre cel mai longeviv primar uh, uh, al, uh, al Timișoarei. Este o carte pe care o găsiți pe wwwjuhandu.ro uh, și măcar dacă îi scrieți domnului. Uh, căuându poate să, să poate găsiți o soluție să intrați în posesia în posesia ei este o carte în care uh, sunt puse la punct și uh, menționate foarte bine structurat uh, Uh, tot ceea ce s-a întâmplat în perioada 1996-2012. Uh, Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu. Uh, sper într-o revedere. Mai avem multe de vorbit. Uh, timpii, din, păcare, din păcate, Hai. pentru emisiuni <laughs> sunt limitați, dar. Uh, Sper că ne, da. ne, ne dă posibilitatea asta să ne vedem mai des. Vă doresc sănătate Mulțumesc. și să ne fiți alături pentru că avem nevoie da. de această experiență a dumneavoastră și sper ca să o folosească și alții. Da. Da, Într-o mare măsură pentru că nu-i nimeni și nu-i deloc de neglijat nicio experiență în niciun domeniu. Da, asta depinde de fiecare, dacă e interesat pe de-o parte. Iar dumneavoastră oricum vă mulțumesc că m-ați invitat și m-ați găzduit aici. Mulțumim. O oră plăcută care, cum să zic, mi-a făcut dincolo de faptul că mi-a făcut plăcere să discutăm despre niște chestii care ani de zile m-au însoțit, dar să vă revăd după atâți ani, că ne mulțumesc. știam de mult din <laughs> Da, noi ne cunoaștem de mult. Mulțumesc tare mult și dumneavoastră vă mulțumim și vă dorim să vă fie bine.